Contraamiralul Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, a oferit detalii despre un incident soldat cu victime, în care 6 soldați IDF au fost uciși la începutul săptămânii și alți 14 au fost răniți, în timp ce se pregăteau să distrugă un amplasament subteran de producție de arme. Conform purtătorului de cuvânt, cităm, în timpul activității operaționale de distrugere a infrastructurii subterane, a locației de producție de arme, a fost provocată o explozie în urma unei lovituri date de un tank israelian care a identificat o țintă inamică. Un obuz a lovit un stâlp de curent din apropiere, declanșând un scurt circuit. În urma exploziei, 6 soldați israelieni au fost uciși și alți 14 au fost răniți. Pe frontul de nord al Israelului, ostilitățile continuă să fie tot mai periculoase. În acest context, Ministerul Israelian al Sănătății a instruit spitalele să se pregătească pentru un aflux de mii de victime. Conform instrucțiunilor, spitalelor li s-a spus să se pregătească în termen de 24 de ore pentru a se muta în zone subterane protejate. Amintim că în ultimele zile mai mulți comandanți Hezbollah și Hamas au fost eliminați în acțiuni separate ale armatei israeliene, iar liderul Hassan Nasrallah a promis răzbunare. Comandamentul Central al Statelor Unite ale Americii a confirmat marțiară că navele de război americane și britanice au doborât 21 de drone și rachete trase de rebelii Houthi din Yemen către Marea Roșie. Atacul cu rachete revendicat de către gruparea Houthi susținută de Iran a avut loc în seara zilei de marți, când un baraj de rachete de croazieră antinavă și o rachetă balistică antinavă de proveniență iraniană au fost doborâte în sudul Mării Roșii. Acesta este al 26-lea atac Houthi asupra căilor comerciale de transport maritim din Marea Roșie din 19 noiembrie până în prezent. Nu au fost raportate pagube sau victime. 3 distrugătoare au luat parte la doborârea rachetelor. O sursă militară yemenită a declarat pentru Al Jazeera că gruparea Houthi, detașamentul Ansarullah, a vizat o navă în Marea Roșie. Yahya Sareh, purtătorul de cuvânt al armatei organizației teroriste Houthi, a susținut că gruparea a atacat o navă care a refuzat ordinul Houthi de a opri și care era în drum spre Israel. Houthi și-au intensificat atacurile în regiune de la atacul Hamas din 7 octombrie asupra Israelului. Zeci de mii de fermieri din Germania au blocat mai multe drumuri din toată țara în timp ce protestau împotriva politicilor guvernului, pe care le consideră dăunătoare viitorului lor. Fără fermieri, fără viitor a fost unul dintre sloganele afișate pe unul dintre tractoarele care s-a alăturat protestelor, care au blocat străzile din marile orașe și autostrăzile cheie din Germania. Radiodifuzorul german public Deutsche Welle a vorbit despre haos în multe regiuni, precum și despre incidente cu poliția. Reducerea subvențiilor pentru motorină este unul dintre motivele din spatele demonstrațiilor din Germania. Creștinii evanghelici s-au alăturat și protestelor împotriva guvernului, a raportat site-ul de știri german IDEA. Membrii Bisericii Naționale Protestante, precum și membrii Bisericilor Evanghelice Independente, s-au întâlnit în cel puțin 7 locații pentru a se ruga pentru desfășurarea pașnică a protestelor. Marcus Erman s-a alăturat întâlnirilor de rugăciune și demonstrațiilor. Cităm, deși sunt fermier independent, uneori am senzația că sunt angajat al statului, a spus el pentru IDEA. Asociația creștină din Nigeria a organizat prima demonstrație ca răspuns la cel mai recent masacru, când aproximativ 200 de creștini au fost uciși și 40.000 au fost nevoiți să fugă din calea atacurilor grupărilor islamiste Fulani, ce au avut loc de Crăciun. Sub denumirea de Marș pentru Pace Nigeria, luni, 8 ianuarie, organizația a reunit liderii ai mai multor confesiuni creștine și organizații civile în orașe importante din centrul Nigeriei. Manifestanții creștini s-au deplasat la sediul guvernului regional, unde liderii lor au fost primiți de guvernatorul Muftuang și de alți oficiari de rang înalt. Organizatorii protestului au cerut protecție din partea statului în fața valului de ucideri provocate de bandele islamiste, ce a atins un apogeu în zilele de vineri 23 și duminică 25 decembrie, când grupuri înarmate au atacat 26 de sate cu locuitori majoritari creștini. Pentru președintele interimar al guvernului local Bokkos, Mondai Kasak, cităm, atacurile bine coordonate din aproximativ 20 de sate arată că au o intenționalitate și o organizare specifică. Presa locală a relatat primele arestări ale unor suspecți după ce proaspătul ales președinte nigerian Bola Tinubu a condamnat cele întâmplate și a dispus arestarea autorilor atacului.